Today and every day, let's stand together, take action, and build a world where every woman has the power to shape her own future and is supported to make her own choices without judgment and questioning of their adequacy. Aveam frica asta în mine că nu voi reuși pentru că sunt femei. Este foarte important ca femeile să fie susținute pentru că există încă în societatea noastră aceste stereotipuri și nu toate femeile au curajul de a se implica, nu doar în politică, dar și în alte activități. Femeia, deci, aduce plus valoare anume din punctul de vedere al eficacității și al modului de a înțelege toate provocările care sunt și modul de a le gestiona aceste dificultăți și a le depăși. Suntem la momentul când ar fi cazul să ne autoeducăm și să înțelegem că de fapt responsabilitățile în familie foarte bine pot fi împărțite la doi. Femeile care luptă cu violență, cu provocări financiare, să nu ierte. Eu am avut 9 ani din viață care experimentați, în care am luptat cu multe. La o femeie trebuie doar o scânteie. Ca să-i dai o scânteie, un mic sfat. Suportul și susținerea femeilor victime violenței în familie este foarte important, fiindcă aduce nu doar dezvoltarea acestor femei, nu schimbarea vieții doar a lor, dar o schimbare majoră în întreaga societate. Та поддержка, которая была оказана на начальном периоде, она стала основополагающей для меня. Это очень большая, огромная благодарность организациям, что они вот так поддерживают женщин и помогают им, ну, грубо говоря, начать новую жизнь. Lumea în care eu vreau să trăiesc, în care vreau să devin o femeie matură și independentă, vreau să fie cu egalitate de gen, fără discriminare, cu drepturi egale și, în general, o societate care te încurajează și promovează dezvoltarea atât a societății cât și a persoanelor în mod independent, în care fiecare se poate dezvolta atât pe plan personal cât și pe plan profesional.